Eveniment unic la Deva, sute de elevi și studenți din întreg județul s-au putut întâlni direct cu reprezentanți de marcă ai academiilor militare sau de poliție, inclusiv de frontieră, dar și cu cei de la școlile care pregătesc ofițerii de informații. Este pentru prima dată când în fața adolescenților vin toate structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională. Inițiativa îi aparține deputatului Viorel Sălan, fost comandant al Jandarmeriei Hunedorene, care și-a dorit un dialog direct între tineri și aceste instituții de învățământ. Fiecare instituție de învățământ a avut propriul stand cu echipamente pliante, elevi și cadre didactice gata să ofere toate informațiile necesare celor care își doresc o carieră în structurile de apărare, de securitate sau ordine publică. Organizatorii și-au dorit să aducă în fața participanților și exemple de reușită. Mihai Darius Oprea este din Brad și a optat pentru Academia Navală Mircea cel Bătrân. Are 19 ani și este unul dintre elevii fruntași ai unității din Constanța. Am ales această carieră deoarece și fratele și cumnata mea sunt această carieră și ei m-au motivat să fac chestia asta și îmi place foarte mult marea. De mic m-a atras marea. Ce e special la învățământul acesta? Școala de maestri militari oferă un învățământ post-liceal, care la final de 2 ani de studiu îți oferă brevetul de maestru militar clasa 5-a, încadrare pe funcție de maestru militar și diplomă în civil pentru maestru respectiv pe ce specializare terminați. Cam asta este special. În timpul școlii, elevii școlii participă la un marș de instrucție cu Bricul Mircea și s-a modificat de anul trecut. Nu mai există examen de examen eliminatoriu, se intră doar pe baza mediei de la bacalaureat și declararea admis la probele medicale, sportive și psihologice. Mihai este unul dintre elevii care își va putea face practica pe mare pe celebra navă școală Bricul Mircea. Este greu, dar este ceva foarte frumos, o experiență de neuitat prin care consider eu orice militar al forțelor navale ar trebui să treacă. E greu să stăpânești marea? Na, marea este imposibil de stăpânit, trebuie să te acomodezi și să te muliți pe dânsa. Practică cu această navă cu verde, Bricul Mircea. Chiar anul acesta eu o să merg în voiajul de practică, avem un voiaj foarte, foarte frumos în Marea Mediterană, 43 de zile, în care studenții de anul 2 militari vor învăța sau vor fi inițiați în cele ale marinării. Cum este structurată Academia noastră? Avem două facultăți. Prima facultate este Facultatea de Inginerie Marină, iar aici, ca și domenii de studii, avem domenii de studii Inginerie Marină și Navigație, cu specializările Navigație, Hidrografie, Echipamente Navale. Elita școlilor din apărare și ordine publică și-a adus ofertele la Deva. Copiii au aflat detalii despre înscriere, specializări, despre anii de curs și facilitățile oferite de fiecare academie, de la cele terestre la cele ale forțelor aeriene. Formează și asigură dezvoltarea profesională a ofițerilor de logistică din serviciul tehnico-ingineresc, a ofițerilor specialiști și a personalului civil, selecționat pentru nevoile domeniului din structurile de apărare, ordine publică și securitate națională. Evident, principalul nostru beneficiar este Ministerul Apărării Naționale, dar suntem poarta de intrare în sistem a tuturor ofițerilor ingineri din care activează în toate celelalte structuri și mă refer aici la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Pază și Protecție a Administrației Naționale a Penitenciarilor. Am venit în mijlocul noastră pentru a reprezenta Academia Forțelor Aeriene. Academia Forțelor Aeriene este o instituție de învățământ superior care este situată în inima țării, probabil și pentru faptul că zona respectivă este recunoscută prin industria aeronautică cu o vechime de peste 100 de ani. Dar aici am permis să fac o scurtă interpelare legată de prezentarea în fața delegațiilor străine. Este situată în centrul țării. Cum zicem, Air Force Academy is located in the heart of Romania and also it is placed somewhere in my heart. Să știți că este adevărat. Peste 400 de elevi ai claselor a 8-a, a 11-a, a 12-a, dar și studenți de la Facultatea de Inginerie Hunedoara au participat la prezentarea susținută de reprezentanții academiilor. Pentru că sala mare a inspectoratului școlar era neîncăpătoare, evenimentul a fost plănuit pentru două serii de tineri. Mulți dintre ei s-au arătat interesați de oferta acestor școli. Nu accept o asemenea, dar consider că nu e pentru mine, știți? De ce n-ar fi pentru tine? Nu m-aș vedea, cum să zic eu, cum să vă exprim. Un regim militar? Cum? Da, exact, da, mulțumesc. În sistem militar nu, dar aș vrea să merg mai departe la subofițer, la câmpină. Eu nu sunt cu militaria, din astea, dar da, mi-ar plăcea în guvern, ceea ce înseamnă. De ce ți-ar îmi plăcea? Care sunt motivele pentru care alegi o asemenea carieră? Păi, eu simt că pot să schimb, cum să zic eu, sistemul, cu astea, corupția, să nu mai fie atâta corupție și simt că eu pot schimba ceva și eu și poate colegii care vor veni din generația mea. Polițist mai mult. Am ce fel de polițist? Unde te-ai vedea? Nu știu încă, sincer, mă mai gândesc. Este un eveniment deosebit prin care dorim să promovăm împreună cu instituțiile partenere oferta educațională din domeniul militar. Suntem deosebit de onorați și bucuroși să avem alături de noi instituțiile care oferă pregătire și formare tinerilor în domeniul militar. Iată elevii noștri, dar avem și studenți de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara alături de noi, au ocazia să primească informații cu privire la oferta educațională, la programele pe care le pot urma, dar și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Inițiativa organizării acestui eveniment îi aparține deputatului Viorel Sălan, general în rezervă și secretarul Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. Acesta spune că este pentru prima dată când se organizează o astfel de dezbatere în țară. Cetățenii României trebuie să aibă încredere în structurile de apărare, ordine publică, siguranță națională, că sunt pregătite pentru orice situație, atât în ce privește aspectele de ordin intern, dar și în ce privesc frontariile României. Și că, într-adevăr, structurile își doresc și au posibilitatea, au oameni de calitate extraordinară, astfel încât să ajungă tineri de valoare, pentru că România investește 2,5% din PIB în partea de apărare. Și nu este suficient numai să avem tehnică care este compatibilă cu cea a țărilor membre NATO, ci trebuie să avem și oameni foarte bine pregătiți care să facă față și să poată să folosească această tehnică la nivel de vârf. Dezbaterea a avut tema Tinerii și cariera militară, o alegere cu multe avantaje și s-a dovedit o întâlnire cu folos pentru toți participanții.